Hai să vă aducem profit și hai să vă aducem valoare adăugată în această seară. Laurențiu, bine ai venit încă o dată la noi. Bine v-am regăsit, bine v-am găsit. Sper din tot sufletul să aducem cât mai multe valoare și să primiți valoare de la noi și să fiți cât se poate de bogați în urma acestei emisiuni. Cu siguranță. Nu trebuie să ai bani ca să poți să începi să studiezi educația financiară. Adică poți să fii un om normal sau poți să fii un om cu bani, nici nu contează statutul financiar pe care îl ai, important este să-ți dorești să poți să faci bani. În momentul în care îți dorești educație, sunt foarte multe surse. Și surse, exact cum ai spus și tu, evenimente internaționale, sunt și evenimente la noi în România. Sunt foarte multe evenimente. Eu am participat la foarte multe evenimente despre educație financiară și mi-au adus extrem de multă valoare. Totodată m-am dus, adică mi-am permis din punct de vedere financiar să mă duc și în afara țării ca să pot să studiez aceste evenimente și aceste informații pe care le dau ceilalți traineri internaționali ca să pot să văd și viziunea lor. Însă nu aceasta este realitatea. Aceasta a fost realitatea mea, însă realitatea oamenilor poate să fie una normală și anume am aici, de exemplu, câteva cărți, da? Această carte, da? Cel mai bogat om din Babilon sau Robert Kiyosaki, un IQ financiar mai bun. Această carte scrie pe spate că costă doar 32 de lei. Practic acest om, Robert Kiyosaki, care este un milionar la nivel global, ce a făcut? Și-a luat toată informația pe care el o avea și a pus-o în această carte. Practic el și-a împărtășit toate aceste gânduri ca noi oamenii să preluăm aceste informații și să devenim din ce în ce mai buni din punct de vedere financiar, fiindcă aceasta este nișa cărții. Iar această carte costă doar 32 de lei. Din punctul meu de vedere, este o carte gratuită. Și ca să vă dau o analogie, ca să puteți să înțelegeți cât este de gratuită și cât este de prețioasă, vreau doar să vă imaginați următorul aspect. O să dau exemplu acesta cu Tony Robbins, da? Fiindcă Tony Robbins este o persoană foarte cunoscută la nivel global, unul dintre cei mai buni traineri internațional și are această carte, da? Pe care o vedeți aici. Și vreau să vă întreb, câți dintre voi aveți șansa în momentul de față să vă întâlniți cu Tony Robbins? Într-adevăr există șanse, dar foarte puțin nu au șansa să se întâlnească, să vorbească personal cu el. Dar haideți să ne imaginăm că tu, care te uiți la acest video, ai șansa să te întâlnești cu Tony Robbins, să te duci la el acasă și să stai de vorbă cu el pur și simplu face to face, să te întâlnești și doar să fii doar tu cu el, iar el să spună: uite, nu am timp să spun în seara asta tot ce știu, chiar nu am timp, îți dau câteva sfaturi, îți dau câteva recomandări, vorbesc cu tine, însă nu pot să-ți dau tot ce este mintea mea în această seară, însă pentru tine pot să fac următorul lucru: când tu o să te duci la somn, eu o să mă retrag și o să iau o scrisoare, și o să spun toată experiența mea pe care o cred despre partea aceasta financiară și o să scriu câte pagini pot eu, cât mai multe pagini, iar dimineața când te vei trezi îți voi da acea scrisoare foarte lungă cu toate informațiile pe care eu le dețin. Și acea scrisoare este chiar această carte, dau un exemplu, sau orice altă carte scrisă, pentru că aceste pagini, da, sunt gândurile trainerilor care au realizat ceva, care au ajutat foarte mulți oameni și sunt gândurile lor scrise aici. Eu am dat o analogie cu o noapte, însă aici sunt nopți nedormite ca un trainer să poată să scrie o astfel de carte, ca un autor să scrie o astfel de carte. Și practic noi în momentul în care cumpărăm o carte și citim o astfel de carte, tot ce putem să facem este să ne conectăm la toată sursa și la toată energia acelui om care a transmis această informație și practic noi avem acces la informația lui cu un cost de aproape 30 de lei, 50 de lei. Aud foarte multe persoane care spun că nu dau 100 de lei pe o carte. Nu dai 100 de lei pe o carte în comparație cu ce? Cu o carte care costă 10 lei? Că spun, doamne, este foarte scumpă. Este scumpă în comparație cu ce? Este mai scump să nu dăm 100 de lei pe o carte decât să o cumpărăm, ok? Și practic în aceste cărți care sunt accesibile tuturor, toată informația autorilor este transmisă acolo și sunt studii, nopți nedormite și informații extrem de prețioase. Iar aceasta este o sursă și dacă într-adevăr nu vă permiteți să dați 30 de lei pe o carte, tot ce puteți să faceți este să intrați pe YouTube și să scrieți curs Tony Robbins sau
curs educație financiară sau orice alt curs sau orice alt subiect care vă interesează și vreți să deveniți mai buni, ca să puteți să aflați acolo informațiile potrivite ca să primiți valoare. Și această acțiune costă fix 0 lei. Trebuie doar să aveți dorință.